Ne așteaptă o zi foarte importantă duminică. Și când zicem foarte importantă, trebuie să înțelegeți că această sintagmă nu este folosită clișeic. Așa și este, pentru că va trebui să decidem cine se va fi noul președinte al Republicii Moldova pentru următorii ani. Va trebui să decidem dintre doi candidați pe cine votăm. Noi vă invităm să mergeți la vot duminică, să faceți acest exercițiu democratic. Pe 3 noiembrie puteți să o faceți începând cu ora 7 dimineața. Dar mai multe detalii despre procesul de vot și despre securitatea votului din Republica Moldova. În zi de duminică vom vorbi cu doamna Dana Munteanu, secretară CEC. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Vreau să începem cu orarul în care pot să se prezintă alegătorii la urne. Începem la ora 7 până la ora 21. Exact. Fiecare secție de votare va activa începând cu ora 7 și terminând cu orele 21. În cazul în care se face un rând la secția de votare, membrii biroului pot să decidă prelungirea timpului votării. Doamna Munteanu, pentru cei cu experiență, cei ce au fost la multe rânduri de alegeri, cunosc deja ce acte ar trebui să aibă la ei. Spuneți-ne, vă rog, mult pentru cei care încă au semne de întrebare sau pentru cei care vor merge pentru prima dată. Ce acte ar trebui să aibă la îndemână? Lista de acte pentru votare a fost unificată și este aceeași atât pentru alegătorii care o să voteze peste hotarele țării, cât și pentru cei care o să voteze acasă. Deci, alegătorii pot să voteze în baza buletinului de identitate, în baza buletinului de identitate provizoriu și pașaport. Dar foarte important ce am sesizat la aceste alegeri și nu mi-am amintesc la cele precedente, nu mai avem nevoie de acea fișă a buletinului de identitate. Evident, doar buletinele de tip A, de primă generație, pot să se solicite alegătorilor să prezinte acea fișă de însoțire ca să fac proba domiciliului. Dar asta doar în situații în care ei nu figurează în listele electorale de bază. De altfel, alegătorul poate să se prezinte doar cu plasticul și să voteze în modul obișnuit. Pentru că știu persoane ce perduseră acea fișă și aveau emoții care putea să nu poată să voteze. Fără fișă, mergeți doar cu buletinul, cu plasticul pe care îl aveți, pentru a merge la urne. Cei care vor să voteze în altă parte decât la locul de domiciliu, ce trebuie să facă? Cei care vor să voteze la altă secție de votare sunt în drept astăzi și mâine să meargă la secție de votare unde figurează în listele electorale de bază, să solicite un certificat cu drept de vot, care o să le permite să voteze în orice secție de votare din țară. Este obligatoriu pentru cei de la secția de votare să le elibereze acest certificat? Este obligatoriu, ei își cunosc foarte bine meseria și respectiv urmează să elibereze acest certificat. Cu certificatul putem vota la orice secție de votare din țară? Absolut la orice secție de votare deschisă pe teritoriul Republicii Moldova. Iar pentru cei ce au venit acasă, dar nu figurează la niciuna dintre secțiile de votare din Republica Moldova, ei unde pot să voteze? Nu doar cei care au revenit acasă, dar toți alegătorii care nu au viză de domiciliu sau de reședință valabilă urmează să voteze la orice secție de votare, la fel deschisă în țară. Ei doar se prezintă la secția de votare cu actul pe care îl dețin, fie vorba de buletinul de identitate fără mențiunea despre viză de domiciliu, fie e vorba de pașaport. O să fie admiși la secția de votare, doar că o să fie incluși în listele electorale suplimentare. Deci alegătorii fără domiciliu pot să voteze oriunde la aceste alegeri. Cei de peste hotare, tot ce trebuie să facă e să aibă actele la îndemână și să meargă la o secție de votare deschisă în țara unde se află? Evident. Pentru alegătorii de peste hotare vrem să comunicăm că la acest scrutin este posibil să voteze inclusiv cu pașaportul expirat. Prin urmare, în cazul în care au un act care este expirat, nu trebuie să-i împiedice să vină la secție de votare să voteze, deoarece o să fie admis și o să voteze. Există un termen anumit de expirare sau nu contează acest detaliu? Nu contează, dar să fie posibil de recunoscut, pentru că avem și persoane care au emigrat în fragedă de copilărie și uite aici cam apar probleme pentru funcționarii noștri electorali să identifice dacă e vorba de aceeași persoană. Dar de altfel, toți alegătorii cu pașapoartele expirate sunt admiși la secțiile de votare fără nicio problemă. Vreau să vorbim puțin și despre securitatea votului. E din interiorul secțiilor de votare. Vreau să ne spuneți care sunt mecanismele ce au fost implementate în primul tur, vor fi implementate și la al doilea tur, astfel încât să avem siguranța că nu ne influențează nimeni, că mergem și votăm ceea ce ne dorim noi și că votul nostru ajuns în urnă este sigur pentru ca ulterior să fie numărat. În primul rând, tot ce țin de securitatea în secția de votare și în raza de 100 de metri este în responsabilitatea președintelui biroului. Dar vă dați foarte bine seama că în sarcina lui mai cad foarte multe atribuții și respectiv nu poate să
privadă sau să monitorizeze fiecare aspect și fiecare acțiune care se întâmplă în secția de votare. În fiecare secție de votare are loc, în primul rând, autentificarea electronică, ceea ce ne permite să nu admitem votarea multiplă a unui alegător. Ulterior, alegătorul semnează pe lista, asta este cel de-al doilea element de securizare. În partea ce ține de fiecare buletin de identitate, și aici aș dori din nou să fac o mențiune, foarte important, fiecare buletin de, buletin de vot are, de fapt, numărul de circumscripție și numărul de secție inclus în textul acestuia, respectiv nu e posibil să fie adus la buletin de vot din alte secții de votare. Întreg procesul este filmat. Votarea are loc doar în cabina de vot. Fotografierea este interzisă și asta este prevăzut de codul contravențional și respectiv în astfel de situații am văzut foarte multe poze. Nu este permis de lege ca să ne fotografiem opțiunea cu care noi votăm. Organele legii s-ar putea să se sesizeze în cazul în care plasăm acele poze în mediul online. Am văzut și o poză în cadrul online-ului. Și să primească alegătorul o amendă destul de simțitoare. Dar dacă să revenim la cel mai îngrijorător aspect, eu mă refer la cumpărarea voturilor, la mituirea alegătorilor, acolo, într-adevăr, sancțiunea este foarte dură. Și eu îndemn pe alegători să pună legea în capul mesei și să respecte legea și să nu își vândă voturile, deoarece votarea este liberă și este un drept fundamental al cetățenilor și alegătorilor din Republica Moldova, de care aceștia trebuie să beneficieze în cel mai mod liber mod posibil. Asta ar însemna, în momentul în care ne aflăm după acel paravan, nu ar trebui să ne vadă nimeni, să putem să plasăm votul, ștampila, de fapt, pentru unul dintre cei doi candidați și ulterior, să ducem buletinul de vot la urnă, în acel moment nu are dreptul nimeni să ne influențeze, nimeni nu ar trebui în secție să ne spună ce să facem și cum să facem. Important aceste detalii, pentru că, din păcate, am văzut și după primul tur, au fost sesizări în unele centre de votare, au fost persoane ce au influențat inclusiv verbal, direct, unii membri ai familiei. Nici membrii familiei nu au dreptul să facă lucrul ăsta. Exact. Deja mâine este ziua tăcerii și, la fel, duminică, în ziua votării, alegătorul nu trebuie să fie influențat în niciun mod privitor la modul în care el votează. El trebuie să fie informat care este procedura. Din cauza asta, în fiecare secție din votare este un poster în care este explicată procedura. Este dat modelul buletinului de vot. Avem multiple spoturi prin care este explicat în detalii cum are loc parcurgerea acestor pași de votare. Alegătorii nu trebuie să fie influențați în exprimarea lor, a voințelor prin vot. Și spuneți-vă, rog mult, în cazul în care unul dintre alegători sesizează că cineva încearcă să-l influențeze în raza secției de votare, pentru că am vorbit și de interiorul secției de votare, dar și acea rază stipulată în lege, pe cine ar trebui să apeleze? Sau dacă poate merge la șefa biroului secției de votare pentru a transmite informația? Depinde ce vede, pentru că dacă e vorba de o încălcare de procedură, ar fi bine să sesizeze președintele biroului și să depună până oară o contestație la organul electoral superior. Și aici ne referim la Consiliul Electoral de Circumscripție. Însă în cazul în care vede că cineva încearcă să mituiască, să se influențeze alegătorii, sună la 112, dar încearcă să memorizeze cât mai multe elemente. Unde are loc acest eveniment, cum are loc, cine este implicat, etc. Și vreau să ne spuneți, pentru că au trecut 2 săptămâni de la primul tur alegerilor prezidențiale și am avut și referendumul ce s-a organizat pe finalul lunii octombrie, dacă pentru acest scrutin au fost modificate unele lucruri pentru mai multă securitate, pentru mai multă siguranță sau dacă vor fi puse în aplicare exact aceleași mecanisme ca acum 2 săptămâni. În perioada dintre aceste 2 tururi de scrutin am făcut instruiri și informări suplimentare cu toți membrii biroului, astfel încât să nu admită nicio încălcare, pentru că am văzut că au fost multiple sesizări din partea alegătorilor privitor la o serie întreagă de acțiuni care ar fi putut să nu fie în cazul în care se informa corect din start toți membrii biroului. Am avut grijă să vorbim cu fiecare președinte de birou, să facem câteva circulare, să le aducem la cunoștință cum se votează, ce trebuie să facem, cum trebuie să facem. În fiecare, la turul 2 de scrutin, bună oară, unul dintre acțiunile pe care le-am făcut, după ce am văzut și noi acele poze în internet care circulă cu opțiunea de vot, o să fie încleiat și anunțul în cabina de vot care este amenda pentru fotografierea buletinului de vot și care de fapt este amenda pentru vinderea votului. Da, la un moment dat devenise un flash mob plasarea de poze. Avem voie să punem poze atunci când punem buletinul în urnă? Pentru că am văzut că multe ori avem voie în acel moment să facem poze dacă buletinul este acoperit, nu se vede opțiunea de vot.
Teoretic, este posibil. Prevederea din codul contravențional se referă doar la buletin de vot pe care se votează. Dar o să îndemnă alegătorii să nu pună în risc buna desfășurare a alegerilor, pentru că avem secții de votare în care votează foarte mulți oameni. Și uite, pentru acest gest micuț și cam nu știu cât de important, e posibil ca un alegător să stea în rând. Sau să părăsească rândul pentru că nu poate să aștepte foarte mult. Puteți să votați acel sticker pe care o să-l primiți și data asta, să arătați că ați votat, dacă vreți să vă arătați că aveți o poziție civică activă, fapt pentru care noi vă lăudăm și ne bucurăm foarte mult de ea. Da, au devenit și stickerele foarte populare după primul tur de scrutin. Ultima întrebare pentru dumneavoastră. S-a întâmplat și uneori se mai întâmplă, pentru că vorbim de tehnică și nu ține de factorul uman în foarte multe cazuri, să nu avem posibilitatea de a folosi datele electronice din lipsa de curent electric sau alte motive. Spuneți-ne dacă ne-am asigurat și de acest punct de vedere și ce trebuie să știe alegătorii. Dacă nu poate fi găsit numele lui în baza de date electronice, dacă nu poate fi menționat acolo faptul că este în secție de votare, se va scrie fizic, se vor face notificările fizice? Haideți să ne referim mai întâi la situația când eu vin la secție de votare și nu pot fi identificat în seasa alegeri. În cazul acesta, există un mecanism tehnic ca să eu să fiu inclus în registru și să votez suplimentară. În cazul în care se deconectează electricitatea, s-a întâmplat de câteva ori, mai ales în turul 2 de scrutin, cel puțin din câte țin minte de 3 ori, funcționarii noștri electorali au instrucțiuni directe. În cazul acesta, se închide un calculator, celălalt este lăsat pentru lucru și respectiv noi cunoaștem în fiecare localitate aproximativ unde sunt amplasate acele generatoare. Respectiv, mai ales că există echipe mobile de la fiecare întreprindere care asigură asigurarea cu electricitate, sunt activi și ei în ziua alegerilor ca să nu existe astfel de situații. Toată țara are grijă ca alegerile să aibă loc în cel mai corect mod posibil. Nu doar funcționarii noștri electorali, o întreagă serie de întreprinderi lucrează activ ca totul să se desfășoare în cel mai corect și perfect mod posibil. Asta trebuie să facă și cetățenii. Și mai ales cetățenii. Spuneți-mi, echipele mobile, la ce categorie de persoane vor merge? Echipa cu urnă de vot mobilă merg la alegătorii care din motive obiective nu pot să vină la secția de votare. Aceștia ar fost îndrept să depună acea cerere de votare la locul aflării cu 2 săptămâni până la ziua votării. Până mâine, la orele 14, pot la fel să depună cerere, fie personal, fie prin intermediul unui membru al familiei sau altul cunoscut. Admitem și situația când se depun cereri de asistent social, dar preferăm ca alegătorul să fie fie singur, fie la cineva din familie. Acele cereri din ziua votării se depun cu prezentarea unui certificat medical care să ateste că într-adevăr nu poate persoana să vină să voteze, respectiv la acele persoane o să vină echipa cu urnă de vot mobilă și de această dată Comisia Electorală Centrală a asigurat și o cabină de vot specială, astfel încât acei alegători care votează într-un mediu necontrolat să poată să voteze secret. Și aici îi îndemnăm pe alegători. Într-adevăr, nu avem acoperire națională, avem circa o treime din secții acoperite cu astfel de cabine, dar să întrebe dacă la secția lor de votare este asigurată acea cabină specială micuță, pliabilă și să voteze în mod secret, chiar dacă o fac de la locul la care ei stau. Un pas foarte important pentru a oferi siguranța și votului celor ce nu se pot deplasa direct la secțiile de votare. Mult succes în zi de duminică. Mult succes și vă așteptăm să reveniți. Vă așteptăm săptămâna viitoare pentru a trage linie, pentru a discuta despre cum s-au desfășurat cele 2 tururi de scrutin prezidențiale din Republica Moldova. Vă mulțumesc!